Prima zi de weekend vine cu vreme călduroasă la câmpie și ploi la deal și la munte, mai ales în a doua parte a zilei. Vor cădea cantități însemnate de apă și pe alocuri și grindină. Maximele zilei se vor încadra între 26 și 33 de grade Celsius. La noapte mai este posibil să plouă în partea de est a țării, în rest cerul va fi variabil, mai mult senin. Minimele termice se vor încadra între 12 și 22 de grade, mai scăzute în depresiunile din Transilvania, unde va apărea și ceața. Duminică vremea va fi călduroasă cu maxime de 34 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. În nord-vest, izolat, este posibil să plouă torențial. Noaptea va fi una senină, cu minime între 10 și 23 de grade. În capitală, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Maximele ajung la 34 de grade duminică, iar astăzi este posibil să plouă torențial în a doua parte a zilei. Luni va persista vremea călduroasă, maxima ajunge la 34 de grade, dar seara și noaptea vor fi averse cu descărcări electrice. Pe litoral, vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin și fără precipitații. Maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius. Nopțile care urmează vor fi senine și calde, cu temperaturi între 17 și 19 grade. Vremea se va încălzi și mai mult luni, dar va deveni instabilă. Maxima zilei va fi de 35 de grade Celsius în Câmpia Română și Dobrogea. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică va crește, iar în nord, sud-est și la munte va ploua în averse cu tunete și fulgere, iar izolat va cădea și grindină. Minimele termice se vor încadra între 12 și 23 de grade. We'll be right back.